Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea. Într-o perioadă de criză, de inflație, de dobânzi mari și foarte mari, de război la graniță, România a avut anul trecut o creștere economică de 4,8%, dublu față de prognozele inițiale. Pentru că multă lume nu vede în portofel sau în jur atunci când iese din casă, pentru că nu avem drumul pentru că nu avem autostrăzi, pentru că nu avem școli sau spitale mai noi, lumea nu crede în această creștere economică. Toți spun că sunt doar niște date statistice care nu reflectă viața reală, de zi cu zi, acolo unde, din cauza creșterii inflației, puterea de cumpărare a scăzut destul de mult. Dar, până la urmă, de unde a venit această creștere economică, așa statistică cum este ea? Industria de ITNC, IT-știi, cei care lucrează în telecomunicații, cei pe care îi vedem în clădirile de birou, cei care stau în cafenele cu căștile la urechi în fața unui laptop, au adus aproape o treime din această creștere economică, respectiv 1,9% din 4,8%, conform unei analize a ziarului financiar. În IT lucrează numai 234.000 de oameni, față de peste un milion de oameni care lucrează în industrie, care anul trecut a înregistrat o scădere economică. Dacă, lângă industria de IT în si, adăgăm industria de servicii administrative și de suport, care a adus 25% din creșterea economică, vedem cum două industrii creează numai 600.000 de angajați, au tras economia în sus în 2022, în condițiile în care industria și agricultura au fost pe minus. Construcțiile și-au revenit, în special cele de infrastructură, aducând 15% din creșterea economică. În ITNC, salariul mediu a crescut la 9100 de lei, dublu față de media națională, iar industria de activități, suport, salariul a ajuns la 6000 de lei, adică peste 50% din media națională. Dacă nu se întâmplă ceva major în jurul nostru, cu războiul din Ucraina, economia României va crește și în acesta. Problema este că această creștere economică nu este uniformă clădirile de birouri, acolo unde lucrează cei din IT și cei din serviciile suport sunt localizate doar în câteva orașe mari. În celelalte orașe, salariile sunt mici, investiții nu prea sunt și de aceea creșterea economică nu se vede. Acest program vă este oferit de EMAG Marketplace, un singur marketplace pentru toată regiunea.